Ție bine! Un spectacol de culoare și lumină. Este locul perfect unde mulți turiști și localnici vin să vadă răsăritul. Istoria cazinoului din Constanța este o poveste care pare să aibă de fiecare dată alt final. A trecut prin două războaie mondiale, prin patru decenii de comunism, iar după 1989, prin multă nepăsare și ignoranță, a renăscut de fiecare dată, iar acum este gata să strălucească din nou. A fost locul de întâlnire al elitei politice și culturale. Aici s-au întâmplat lucruri despre care se vorbea doar în șoaptă, s-au legat povești de dragoste și s-au pierdut averi întregi care au dus la tragedii. La peste 110 ani de la inaugurare, cazinoul continuă să fascineze. Să aducem materialul ca să-l punem la zona socului, acolo unde a spus cărămida, da? Marius Stan este manager de proiect, cel care coordonează lucrările și cunoaște fiecare colț al clădirii. Spune că, potrivit expertizei inițiale, restaurarea ar fi trebuit să fie floare la ureche. La fiecare pas s-a mai descoperit însă câte o problemă, iar calculele s-au complicat. S-a constatat că inclusiv structura de rezistență a clădirii era serios afectată. Datorită infiltrațiilor și de apă și timpul îndelungat în care a stat foarte mult umed, betonul s-a carbonatat și practic el nu mai poate fi consolidat și restaurat. Și acum noi practic demolăm în totalitate acest planșeu de beton armat pentru a reface alt planșeu în locul lui. O să facem un planșeu în variantă metalică. Fiecare sală în care se lucrează este înțesată cu bare metalice menite să susțină structura. Ajungem în sala oglinzilor, una dintre cele mai frumoase ale construcției. Printre schele vedem fereastra uriașă în formă de scoică. Multe dintre cadrele metalice erau mâncate de rugină și au trebuit înlocuite. Cu fotografiile clădirii originale în mână, constructorii și-au dat seama că ceva nu este în ordine, ceva lipsește. Au luat decizia să spargă peretele de vis-a-vis și au avut o surpriză uriașă. Vedeți, aici este o fereastră tip scoică, identică cu cea de vis-a-vis. Când am intrat aici, ea nu era descoperită. Da, ea nu era descoperită, era acoperită cu un strat de tencuială. Deci era un șmir cu rapid, plasă și dată și era tencuită. Și era o boxitorie cu un desen. Această fereastră tip scoică va primi și aceleași vitralii ca cea de vis-a-vis, numai că cea de în exterior va primi lumina zilei și asta din interior, în spate, va avea un panou de becuri de LED-uri care va primi lumina artificială și să semene... Deci o să-i fac conflictă. Exact. Când ești în sală, impresia că și ea dă tot spre exterior. Ultima reabilitare a cazinoului a avut loc în 1986. O bătaie de joc la adresa unei bijuterii arhitecturale. Fără să le pese, comuniștii au ridicat pereții noi ca să reconfigureze sălile și au acoperit totul cu vopsea, inclusiv elementele arhitecturale decorative. Așa au înțeles ei ideea de restaurare. Au văruit inclusiv pereții cu stuco marmură, o imitație a marmurei care se obține printr-un procedeu extrem de dificil. Restauratorii s-au luat la propriu cu mâinile de cap când au văzut nenorocirea. În spatele scării se află pereții, sunt placați cu stuco marmură. Stuco marmură este o imitație de marmură naturală. E un element foarte greu de realizat, dar cu efect imediat. Avem deci, aici puțin dată hârtia la o parte. Asta este. Deci imită marmura, dar ca și mod de lucru necesită multă, multă muncă. Sunt multe straturi de vopsea, de lustruit, de... Și știți că imitația asta de marmură să fie făcută atunci, la construcția inițială, sau da, a fost atunci? Nu. Nici nu mai sunt meșteri prea mult să facă așa ceva. Deci e veche, e de la început, de-aia probabil că s-a deteriorat, să și văd niște fel de găuri. N-au putut să o refacă,
și au văruit-o. Pur și au dat cu var? Au dat cu var peste ea și nu s-a știut. Asta când? În 86? În 86, credem că în 86. Cât de complicat e să, nu știu, să curățați toate elementele, toate, să le readuceți la viață? Au fost curățate cu spatulă, precum lucrează dentiștii, deci totul s-a luat la milimetru. Spatulă mică, așa? Cu o spatulă mică, adică da. Adică există cineva care stă și... Da, băieții care au lucrat, artiștii, ei au curățat pentru că au avut multe straturi de vopsea și ca să o refaci, să o duci într-o formă finală, trebuie să curățate. De ce să dai cu vopsea pe așa ceva? De ce să dai cu un var sau cu ce au dat ei? Pentru că atunci cei care au făcut renovarea nu au respectat practic canoanele restaurării și le-a fost mai ușor, mai simplu să facă o vopsitorie rapidă și de mântuială, să fie făcută, da. Pentru că tehnica știu cu marmure presupune o tehnologie foarte complicată și migăloasă. Acum, restauratorii trebuie să ia la mână fiecare centimetru de perete și să scoată straturile de vopsea suprapuse de comuniști ca să ajungă la vopsea originală, o muncă migăloasă pentru care este nevoie de multă, foarte multă răbdare. Am văzut că sunt mai multe straturi de vopsea, pe mai toți pereții sau... Da, păi au mai fost... Noi suntem la treabă. Practic, voi luați la mână tot tavanul, luați la mână tot tavanul ăsta, adică da, centimetru cu centimetru. E o muncă foarte migăloasă. Da, asta e. Cât timp ia să faceți, de exemplu, o sală ca asta, un tavan ca asta? Păi, aici suntem cam de vreo două luni. La fel de intens se lucrează și la intrare în pridvor. În timp ce consolidau arcadele și pilonii, constructorii și-au dat seama că podeaua vibrează. Au început să facă verificări suplimentare și surpriză. În zona asta, după ce am făcut sondaj la nivelul planșului, am descoperit că toată umplutura este tasată la aproximativ 30-40 centimetri. Da. Pot intra acolo, nu? Da, sigur, e umplutură, da. Adică e diferența destul de mare. Destul de mare, da. 30 de centimetri aici, cel puțin. Exact. Și structura de rezistență este pe profile metalice care reazemă pe peretele casei și pe fundația șirului de coloane și sunt bolțișoare din cărămidă după un profil pe celălalt, așa. Ele nu mai pot rezista datorită infiltrațiilor, profilele le-au ruginit, le-a distrus mai mult de 10% din secțiune și trebuie să înlocuite. Complexitatea lucrării este deosebită. Este una dintre puține lucrări la care eu, ca și ministru al dezvoltării, spun că trebuie să muncim zi de zi și să avem foarte multă răbdare și încredere în antreprenor, respectiv autoritatea statului trebuie să dea tot sprijinul posibil pentru ca acest cazinou să redevină ceea ce a fost la inaugurare în 1910. Cazinoul a fost inaugurat în 1910. La eveniment a participat însuși principele Ferdinand, care 4 ani mai târziu devenea al doilea rege al României după Carol I. În timpul Primului Război Mondial, aici a funcționat un spital de campanie. Clădirea a fost bombardată și parțial distrusă. 150 de oameni au murit atunci. A fost reconstruit, iar perioada interbelică a devenit una dintre cele mai faste pentru cazino. Aveau loc aici jocuri de noroc, pentru că acesta a fost și motivul pentru care el a fost deschis, dar aveau loc spectacole, aveau loc baluri. În ziarele vremii găsești foarte multe recitaluri ținute de mari artiști din Europa și nu mai pomenim de București. Veneau soprane de la Scala din Milano, aveau loc cercuri literare la care un Octavian Goga sau alți mari scriitori ai vremii recitau poezii. Devenise mai mult decât un spațiu în care se organizau jocuri de noroc. Era un loc al întâlnirilor mondene, al elitei culturale și nu numai. Și înainte, dar și imediat după război, aici ați fi putut să o întâlniți pe celebra Mița Biciclista, care venea să-și joace averea și care era împătimită acestor jocuri de noroc. Nu vorbesc de alte personalități, vorbim de oameni din toate sferele, că vorbim de politicieni, că vorbim de ofițeri, că vorbim de oameni de artă. Tot aici s-au întâmplat însă și multe tragedii. În goana după o îmbogățire rapidă sau pur și simplu pentru că au ajuns să cadă în patima jocurilor, mulți și-au pus la bătaie întreaga avere, au pierdut-o și totul a devenit greu de suportat.
Există cazul unui băiat de prăvălie care s-a sinucis după ce a cheltuit banii patronului. Există un tânăr funcționar de pe la Brăila sau Galați, nu mai mi-aduc aminte exact de unde, care a venit în vacanță ca să se trateze la mare, dar a sfârșit prin a distruge tot ce avea și a luat o barcă și a plecat și nu s-a mai întors. A venit al doilea război mondial, iar cazinoul a fost transformat în comandamentul armatei germane. A fost bombardat de ruși, fiind distrusă complet scara monumentală de la intrare, un simbol pentru toate clădirile vremii. Ne-ați putea spune de ce se făceau aceste scări monumentale? Care era... În primul rând, e grandoarea clădirii. Deci în momentul când intri într-o încăpere, într-o casă și vezi această scară, pur și simplu ești fascinat și... E adevărata valoare a stilului. Aceasta este scara care la bombardament în 41 a căzut și după aceea a fost refăcută în 51. Urmează perioada comunistă în care clădirea a avut cel mai mult de suferit. Din anii 50 aici a funcționat Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru ca din anii 60 să fie preluată de Oficiul Național de Turism Carpați, care l-a transformat în restaurant. Gabriel Puchiu este șef de șantier. Din buzunarul de la piept scoate o fotografie îngălbenită de vreme în care un puști se ține strâns de un pilon al balustradei, având în spate cazinoul. Este chiar el pe când avea doar 7 ani. Ne povestește că tatăl său era arbitru de fotbal și venea des pe la Constanța. Odată l-a luat și pe el. Așa a ajuns să se fotografieze cu cea mai frumoasă clădire din oraș. Peste ani, soarta l-a dus din nou aici, acum să repare clădirea. Este o împlinire a carierei, lucrez de vreo 40 de ani în construcții și vreau să rămână ceva după mine, să, într-adevăr, să se vadă că împreună cu colegii mei am făcut ceva frumos pentru oraș și pentru toată lumea. Pentru el, restaurarea cazinoului a devenit și o chestiune de suflet. Gândul că lucrurile făcute de mâinile sale vor dăinui zeci, poate sute de ani, îl emoționează până la lacrimi. Care este sentimentul pe care îl aveți că știți că vă lăsați aici? Sunt emoționat așa, că știu ce o să rămână de pe urma noastră. E important asta. Își șterge rapid lacrima de pe obraz și trece la treabă. Îl urmăm și noi. Vrea neapărat să ne arate subsolul. Nu ne dă prea multe detalii, dar ne asigură că vom avea parte de o surpriză plăcută. Ne aflăm la subsol, în cea mai frumoasă și cea mai valoroasă cameră, care va deveni muzeu. De ce îi spuneți cea mai valoroasă? Pentru că are grinzile făcute de inginerul Salini, proiectate și montate în acea vreme. Grinzile pe care le vedem? Grinzile, da. Originale, da. Sunt singurele grinzi care au rămas neatinse, mai puțin în zona peretelui, unde au trebuit să intervenim cu o consolidare, cu niște stâlpi. Pentru a mări rezistența structurii, constructorii au adăugat acum și câteva grinzi verticale, au prins pe ele și mai multe nituri, chiar dacă nu folosesc la nimic, pentru a arăta exact ca cele originale făcute de Angel Salini. Aceste grinzi verticale au fost introduse pentru a mări rezistența acestei... Deci, efectiv, nu mai are moarte, e garantat. Plus că la bază există niște piloți, grinzile stau pe niște piloți forați la 6 metri, s-a turnat un masiv de beton, deci nu are... Grinzi din 2022 cu grinzile lui Salini din 1910. Da. E îngemânarea perfectă. Ne arată cu mândrie pereții din piatră. Inițial erau tencuiți, însă când restauratorii i-au descoperit, au hotărât să-i lase așa. Clădirea proiectată de arhitectul francez Daniel Renard este plină de secrete. Unele au fost aflate, altele încă așteaptă să fie descoperite. Daniel Renard, la 32 de ani, a rămas văduv, i-a murit logodna și se zice povești, dar nu știu, o parte din ele se adeveresc. Partea superioară a acoperișului seamănă cu un dric și aici este o cruce, dacă vă uitați mai bine. Deci latura mică, latura cele două laturi și latura mare.
Ia, stați puțin ca să o... Deci aici latura mică, cea de sus, astea cele două, deci cum e crucea, așa? Astea sunt alea două și partea de jos. Uite, partea de jos. Ah, ok, ok, da. Mai bine se vede pe plan, ce planul e desenat. Surpriza cea mai mare avea să urmeze. Într-unul dintre pereți, restauratorii au descoperit ascunsă o bucată de sac pe care erau scrise numele mai multor deținuți politici care au fost forțați să lucreze aici. Apoi, în sala transformată de comuniști în restaurant, au descoperit pe grinzi numele mai multor muncitori care au lucrat la reabilitarea din 1986. În momentul când am investigat grinzile, tot ce este, am descoperit niște înscrisuri din 1951, scrise de deținuți politici care au lucrat în acea perioadă, până cei din 86 și ne-am trecut și noi cei în 2021 să rămână pentru eternitate. Deja devine tradiție. Da, este 100 da. De ani, a treia o să fie generație. Alții care... E a treia generație care... A treia generație. Unde ați descoperit grinzile? Aici, aici. În acest tax, da. Uh-huh. Și ce scria practic pe grinzi? Echipă de fierare, echipă de dulgheri, fiecare cum s-au priceput ei să scrie. Au... Cu ce? Cu cretă? Cu cretă. Multe dintre elementele arhitecturale, atât de la interior cât și de la exterior, au fost distruse. Acum trebuie refăcute. Restauratorii și-au improvizat două ateliere chiar în incinta cazinoului. Este o muncă extrem de migăloasă și laborioasă, care necesită o atenție foarte mare pentru detalii. Mai întâi se scot elementele rămase întregi, se curăță și după ele se fac tipare pentru a fi turnate unele noi, identice. Aceea e o piesă care s-a scos din cazino. Asta vopsit. E o piesă originală. O piesă originală. Au fost unele căzute și trebuia să facem un tipar, da, ca să le replicăm. S-a scos o piesă, s-a făcut tipar pe ea și s-a făcut replici. Aceea e o replică. E identică cu aceea, dar aceea e o replică. La exterior e sunt în beton. Uitați cum au fost înainte. Și am scos de acolo o piesă ruptă, foarte degradată. Acum e sus, noi nouțe, tot din beton. La asta cum ați reușit să faceți tiparul din moment ce nu este complet? Am uitat tiparul lui, este acolo. Ăsta de aici? Da, uitați. Ok. Și pur și simplu se toarnă da. În... Uitați. Asta e siliconul. Asta e ghirlanda de deasupra de tot. De la 25-95. Cota. Ați avut cumva și elemente care n-au fost complete și v-a fost... Uitați, aceea a fost scoasă de sus după casă. Asta zic. Și cum reușiți să faceți tiparul aia dacă este... O remodelăm, o reîntregim. Cu bucăți care lipsă, le se pune pământ, se modelează din nou. Le faceți practic dumneavoastră din... Da, prima dată, ca să putem face tipar. Da. După aia turnăm un tipar. După ce iese din tipar, fiecare piesă este luată la mână de un restaurator, astfel încât să fie eliminate toate imperfecțiunile. Explicați-mi cum se face treaba asta, adică cu spatula, efectiv ce trebuie o să faci. Apă și cu apă aceasta... pentru ce? Apă, praful, dat praful jos de pe ea. Ah, ok. Și aceasta este o lanțetă, cu aceasta se... Lanțetă? Da, se cheamă lanțetă. Care e foarte ascuțită? Da. Și se ia toate astea la mână? Da. Realizează finisajul. Și toate piesele așa la mână. Da. Migăloasă treaba. Migăloasă, foarte migăloasă. Trebuie să aveți, să ai răbdare. De exemplu, la o astfel de piesă, cam cât timp ia până o termină? O săptămână, chiar și două. O, destul de mult. Da. E o meserie, care e pe cale de dispariție. Nu mai există. Copiii din ziua de azi nu mai au răbdare să lucreze așa ceva. Cu toate că există și facultăți și școli, există pentru așa ceva. Și ăsta e tot un șablon care s-a tras turnul de sus, care are dimensiunea de 3,51 m desfășurat. Și s-a tras pe rotund ou de sus, care îl vedeți pe fațadă. Da. Cu asta. Care are ghirlande, care are niște ornamente pe el. Scara asta ducem pot? Da. Pot. Este o scară care va fi restaurată, da. Asta este o scară folosită numai pentru personalul tehnic și de întreținere. Deci nu urcă
publicul sau altceva. Da, da, da. Acum o să ajungem, da, direct pe acoperiș. Mare atenție. Ușurel. Hai să vedem cum o prind. Mai sus, mai sus. Așa. Au, ce ceață e. Acoperișul arată ca un furnicar. 10 de muncitori pare a se mișca haotic, deși fiecare știe exact ce are de făcut. Unii coboară cu un scripete diverse materiale, în timp ce alții găuresc cu picamărele planșeul. Peste mare s-a așternut o ceață densă. Ne apropiem de unul dintre cele 4 turnuri. Sunt printre cele mai frumoase elemente arhitecturale ale clădirii. Este profa de corabie, care este decorată cu capul de berbec, împodobită cu ghirlande și o ancoră. Și acolo sunt simbolizate și valurile pe care este așa. Urmă avem două rânduri de cornișe, care sunt susținute de console. Deasupra rândului 2 de cornișe avem niște sfere, care sunt decorate la bază cu niște ghirlande, cu frunze de laur și scoici în zona centrală. Vârful turnulețului este o ogivă cu niște gerbe, practic niște coroane din frunze de laur și cu panglici. Și în zona centrală, tot așa, o zonă din elemente luate din flora și fauna marină. Fiind pe malul mării, regăsim foarte multe elemente care sunt preluate din arsenalul navigabil și flora și fauna marină, care se regăsesc în compozițiile decorative și ale fațadei și ale interioarelor. Potrivit estimărilor, lucrările ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului viitor. În acest moment, valoarea investiției este de 89 de milioane de lei, o sumă care va crește în funcție de problemele descoperite pe parcurs. Banii provin de la Ministerul Dezvoltării prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Când totul va fi gata, cazinoul va trece în administrarea primăriei Constanța. Scopul este în marea majoritate cultural, în sensul în care, de exemplu, la demisol și la subsol vom avea un muzeu, pentru că între timp am fost contactat de urmașii unor deținuți politici care la momentul acela au lucrat la construcția cazinoului și știți foarte bine că s-au descoperit în timpul restaurării mesaje ascunse ale unor deținuți politici, vom personaliza acolo la muzeu un loc șor, așa, dedicat acestor deținuți politici. Costurile de întreținere nu vor fi însă mici, așa că municipalitatea caută metode prin care cazinoul să înceapă să producă singur bani. Acest activ, odată preluat, trebuie ținut în funcțiune. Ori asta înseamnă bănișori. Trebuie să fim și pragmatici, să ne gândim cum să facem ca el să producă bani. Nu neapărat să ne facă nouă profit, că nu ne gândim la asta, dar măcar să scoată banii necesari pentru funcționarea lui anuală.